Salve, dude, și bine ați venit la un episod de Satisfactory pe Barbă Neagră. Fraților, sunt în explorare aici, m-am avântat foarte departe de casă și uite că am găsit un biome nou. Este vorba despre ăsta cu albastru. Sunt în... am făcut o platformă până acolo, m-am urcat pe aici ca să iau melcul, pentru că eu m-am dus în explorare pentru acești melci, ca să pot să pun și eu acolo niște overclock. Și uite, văd încă unul acolo. Ar fi foarte bine dacă am merge să-l luăm. Și în momentul de față suntem foarte, foarte departe de casă. Am ajuns la biome-ul ăsta și dacă mă uit eu foarte atent în față, văd munții ăștia cu păduri, dar dincolo de ei văd acel biome responsabil cu acea hartă pe care o poți alege la început, adică este biomul deșertului și cred că ăsta este de acolo, pentru că seamănă foarte, foarte tare. De asemenea, în partea asta mai avem un biome, tot așa diferit, cu niște copaci destul de interesanți și înalți. Aici o să mai fac o fundație. Tot așa mai am resurse? Bă, da, mai avem, așa că dacă mă duc până pe partea cealaltă, zic eu că sunt destul de câștigat. O să facem una mare, după care mă voi întoarce acasă, pentru că după cum bine vedeți deasupra mea, Alin aici se pare că a terminat un milestone, și anume procesarea de ulei, și putem să ne schimbăm și noi sursa de putere. Deci eu plănuiesc tot niște fabrici, mă rog, niște centrale pe cărbune, pentru că, bă, minereu, zăcământ de ulei nu am găsit până acum. Așa că jonglez cu ce am, știi? Hai să punem o față, o să bag 3. Am auzit ceva pe aici, sper să nu am probleme cu marafiții ăștia. Ia. Sunt încărcat, da, am unii pe aici. Hai să distrugem pe aia. Asta nu e de aia cu... Ok, nu e de aia. Sigur pe aici am ceva. O să joc un... Ia uzi. Deci e una pe aici și mi-e super fucking teamă, pentru că dacă îmi dă una, voi cădea în propastie. Boom! Fugi, tată! Fugi! Iuhu! Ia uite-le, stai așa că o să vină. Știu că aici, de fiecare dată când ai într-o plantă de asta... Wow! Am văzut-o! Am văzut-o! Uite-o aici! Mamă, ce camuflată este! Gata, am omorât-o. Holy shit, mamă, am dat ca într-un bon, deci mi-a fost atât de teamă. Boom! În astea dacă dai... Wow! Încă una! Holy shit, nu, nici nu am văzut-o. Yo! Tu ești de-aia mare! Gata, te-am terminat de zile. Woo! Ia, boy! Mamă, deci ăștia sunt marafeți pe care îi vedeam de la depărtare, sunt foarte periculoși pentru că elimină toxină. Oh, man. Păi și vrei să spui că eu nu am slag? Da, mă, pe ăștia îi vedeam. Pam, vedeam ceva pe dreapta. Mă duc totuși să verific, pentru că totuși am venit până aici, adică te rog frumos. Ar trebui să fie vreun slăgușor pe aici, poate pe jos, vreun marafete. Nu e, mă, niciunul! Băgați ai sârmă, man! Ok, ne vom întoarce, am făcut pe aici o grămadă de platforme de-astea și cred că asta este cea mai bună opțiune de a explora toată harta, ea fiind foarte mare, și anume să mergi cu platforma pe sus deasupra primejdiei și astfel, practic, nimeni nu are ce să-ți facă. De asemenea, după aia, dacă vrei să-ți construiești ceva benzi sau, eu știu, orice mijloc de transport sau de transportare, e bine, poți să o faci foarte ușor pentru că ai deja benzile plasate. Bun, eu acum o să mă întorc. Vreau să vă arăt ce am mai descoperit aici, pentru că biomul nu este singurul lucru interesant pe care l-am descoperit, băi! Nu este! Am descoperit aici, fiți atenți la treaba asta, și da, ăsta este un episod de explorare și cu ceva progres, bineînțeles, pe care l-am făcut în prealabil. În partea asta, nu. Pare mi se după corț. Vreau să vă arăt un minereu de care nu știam și încă nu știu ce face. Dacă vreți să-mi spuneți mie în comentarii, cei care mai jucați jocul ăsta, ar fi absolut genial. Minereul se găsește în partea asta și se numește, fiți la treaba asta, se numește Sam Ore. Uite asta, Sam Ore. Arată așa cu verzui, cu ceva, ca și cum ar fi ulei, cumva pătat, habar n-am. Deci nu este complet negru, are și un pic de movaliu în el. Nu avem, l-am căutat aici, dar nu avem. Și da, ăsta este minereu, foarte, foarte dubios minereu. Bun, acum o să mă întorc acasă. Așa, am mai descoperit un minereu.
Ara este cumva în propastie și dacă îl văd la îndemână o să cobor în propastia aia mare de acolo. Ceea ce nu prea aș vrea, sincer, să mă avânt atât de adânc, dar vedem, doar așa, pur și simplu de curioși, să vedem care-i treaba cu minereul ăla. E un fel de minerul albastru, ceva de genul, dar n-am mai văzut până acum, deci nu e cupru sau ceva, pur și simplu nu l-am mai văzut până acum. Băi, am venit pe jos, mă? Cred că da, am folosit altă platformă să mă urc? Nu mai știu pe unde am urcat, cu siguranță am urcat pe undeva. Nu! Holy shit, ok, nu am venit pe aici. Wow, ce frumos sunt copacii ăștia, man. Deci eu sunt în căutare. Wow! Yo, bro, tu ești de la mare, man? Nu! Mamă, ăsta are coarne! Wow! E de viața mea! Ce-a dat în mine? Wow, e prima dată când întâmpin așa ceva! N-am mai întâmpinat până acum așa ceva atât de mare. Wow! Nu! 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 Nu, 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 nu! Mamă! Dude! Holy shit! Uite cum a rămas în mișcare! Mai, dude, nu am întâmpinat până acum niciun marafete de ăsta atât de puternic. Cred că vreo 10 de astea. Auzeam zgomot și credeam că mai e ceva pe aici. Motor, dă-l încoace că ăsta e prețios. Se pare că avem o zonă foarte prețioasă aici. Bă, mă lași? Ăstea, nu, că ăsta e bucată de cablu. Ăsta ce e? Heatsink, dă-l încoace. Ok, modular frame, de-astea avem foarte multe. Nu ne trebuie ăștia. Ne trebuie crystal oscillator. Ok, de nu se deschide decât dacă avem crystal oscillator. Da, să trăiești, mane. Nu avem crystal oscillator. Holy shit. Ideea e că nu prea știu pe unde am venit. No, that is a big problem. Că eu vreau să trec. Ia să vedem ce, cum se vede pe aici. Eu vreau să trec pe la cristalele mele. Aha, interesant. Cumva în jos am văzut eu niște resurse de astea. Bă, destul de interesant. Op, slug! Slug, avem slug! Da, op! Yo, nu mai scap de voi! Yo! Woo! Ala a fost? Ia-o-te-l! Lăsați-mă! Ah, l-am terminat pe un băiat. Mai avem pe unul. Ala a fost. Mamă, bine că am jucat mult Contra la viața mea, pentru că altfel nu aveam țintă să termin marafeții ăștia de zile. Că tata, l-avem și pe ăsta. Câți am până acum? Avem doi băieți de ăștia. Ar trebui să avem unul galben. Și mai avem unul galben. Ok, am trei băieți. Ok, nu e rău. Mi se pare că nu știu din care pot să fac doi. Pare mi se că din aia galben pot să fac vreo doi. Ceea ce e bine, e bine, jonglăm cu lucruri prețioase. Ești fain. Bun, mă voi îndrepta către casa acum. Eu cred că pe aici trebuie să iau. Opa, este un crater cu geyser. Dude, dar n-am venit pe aici. Al marafete. Boom! Am mai văzut un marafete. Ăla e de la mare? E de la mare. Wow! Wow! Mamă, cum dă ăsta, mânc. Cavaș. A dispărut cu aia. Eu, unde a dispărut? Mane a dispărut în fața mea. Dar eu să halesc un pic să-mi fac viața. Mamă, deci explorare la maxim. Dar și am o problemă la asta. La joculeț am observat, nu știu dacă voi aveți sau nu. Și anume, nu am motion blur activat, dar el, acum e în regulă. Dacă nu l-am activat, chiar dacă nici e dezactivat, el e activat, știi? Cam despre asta este vorba. Bă, da, la... Sper că nu s-a spawnat cu viteză cu viață. Bă, da, nu pot să sar peste el, e prea mare, man. Uite, fuge. Asta și-o o reface viteza? Unde fugi cu aia? Ce țeapă m-a luat. Dacă dă mine aici m-am rupt. Ha! Bitch! Ideea e că dacă dădea în mine mă trimita pe cealaltă hartă. Deci nu mai aveam sorți de izbândă de nici o culoare. Ia-o pe asta, explorare la maxim. Mamă, dacă ce... Bă, am mers până aici o grămadă, bă, și nu prea am găsit slaguri. Melșori, man, melșori.
Oh, avem, mamă, 4 surse de minereu de fier plus apă. Ok, aici se cere practic o zonă de centrale și cu fabricoaie. Cam așa se cere, bun. Am să mă returnez acasă pentru că am văzut zona. Ok, dacă iau pe aici ar trebui să fim în regulă. Mamă, dacă mor eu, stai așa. Stai așa că chile este una problema. Pe sus nu avem și noi ceva interesant? Nu mai am timp, vreau acasă. Mamă, dar pe aici chiar nu pot, fi atent. Cum o scut eu la limion pe aici? E destul de... E destul de dificil să urc. A, uite slagul. Păi, în primul rând, dăm mâna astea. Știam că se va întâmpla asta. Mamă! Yo! Știu că mi-a la viață astea. Deci sunt foarte nasoale. Bum, una. Și mai avem aici, fii atent. Dăm și astea. Asta ce este? Alien carapace, dă-l încoace. Dă slagul până nu explodează și cealaltă. Pentru că dacă te duci în vecinătatea ei, explodează. Am să o ocolez. God damn it. Firar să fi. Nu! Lasă-mă. Mamă, dude, cum le nimerim să... Wow. Wow. Cam asta este reacția. Sufletul meu. Asta da explorare. Mai ales că am lucruri foarte, foarte prețioase cu mine. Chiar nu-mi permit o moarte. Așa, bun. Îmi amintesc pe aici. Asta este partea... Ai, uite platforma. Asta este platforma pe care eu am făcut-o ca să cobor. Așa. Și voi... Ce prost sunt. Da, și mai încercăm o dată. Mă încercăm o dată. Așa, aici avem cristal, o grămadă, se pare. Aici de cât o avem pauza? Avem pauză de 8 secunde, e în regulă. Și am modificat, apropo, am modificat ruta. Știți că aici, dacă ați urmărit live-ul meu cu Satisfactory, venea Marafetul și stătea aici un pic, avea o pauză. Ei bine, am băgat o pauză de 1 secundă, avea de 30 și ceva de secunde. Deci ceva... stătea câteva minute. Și am modificat treaba asta. Bun, fraților, ne vedem direct în bază. Uite-mă că pe drum am întâlnit cu mașina care se pare că stă sau urcă. Ce face? Băi, sper că urcă. Urcă, dar urcă foarte încet. Asta se duce să ia cristalele și ce să mai... Băi, merge foarte bine. Am ajuns acasă. Mamă, deci am plecat. Cred că de o oră și ceva sunt plecat. Ia să vedem cum stăm aici cu cristalele. Super bine, ok. Ce am făcut aici, vreau să vă arăt un picuț. Deci practic mașina vine, aduce cristalele aici, le depozitează aici în truck station. În truck station îl duce mai departe, se pare că este plin în momentul de față. Așa că nu prea mai avem loc. După care le bagă într-un Dita mai rezervorul, storage-ul. Și de aici practic fabricuța le ia și le transformă în quartz crystal, se pare. Mi-ar mai trebui, bineînțeles, aici trebuie să facem o întreagă producție de așa ceva. Dar prima dată eu vreau să testez anumite lucruri care, din câte observ, funcționează destul de bine. Deci am confirmat că funcționează și acum o să trebuiască să ne atingem și de partea aia. Dar, înainte de asta, hai să vă arăt câteva lucruri pe care le-am făcut și după aia o să dăm drumul și la oil processing. Ei bine, asta este fabricuța pe care am făcut-o cu Alin. El mai mult procentaj, eu mai puțin, dar am contribuit, să știți, nu e chiar așa. După care... avem și rezultatele, toate fabricuțele merg și în momentul de față, jos aici, stai așa să nu cad, jos aici avem absolut totul, tot ce ține de metal, toate făuritele din metal și le avem marcate și prin imagine, am zis că text nu are rost să băgăm, după cum bine vedeți, avem din fiecare resursă ceva marafeți aici, bineînțeles acum... alte resurse care necesită, cum ar fi astea, care necesită un picuț mai multă putere de procesare, evident vor dura mai mult timp să se facă, dar avem aici o producție mirobolantă, o fabrică care funcționează genial și am văzut acolo sus o chestie care trebuie, mă rog, pe care trebuie să o rezolvăm. Scările astea pe aici trebuie și ele modificate un picuț și asta trebuie ștearsă. Așa trebuie să facem. Așa, în partea asta aici nu știu exact cum am să fac. Dar eu vreau să îmbrac toată fabricuța, deci ăsta este un scop de-al meu. Hai jos, prin tubul de transport și să facem oil refinery. Asta trebuie să facem acum.
Ah, și etichetă, vreau să văd câte etichete s-au făcut până acum. Bun, aici câți de ăștia putem să facem? Avem power shards, cu galbenul, da. Știam eu că galbenul este de fapt un power shard foarte, foarte puternic. Așa, o fraților, acum avem așa. Motoarele, bă, păstea le voi ține. Hai să ne descotorosim de niște lucruri să fac niște loc. Ăla negru cum se numea? Avem some ore pe care îl voi pune aici. Și ar trebui să mai am încă una de some ore. Asta este, avem coal, avem motor, avem coal din nou. Nu prea îmi dau seama de some ore. Ah, le-am pus pe ambele, ok. Deci avem stack doar de 50? Well, shit. Ok, dar astea nu ne trebuie chiar atâta. Asta merg stacate. Și steel ingot de asemenea avem prea multe. Bun, ia uite câte putem face, fraților. Genial sau ce? Avem 6 marafeți, 6 băieți de ăștia aici. Și după aia mai avem 2 posibil din albastru, nu? Că din albastru e fiecare câte unul. Da, din păcate. Și acum, fraților, avem și noi ceva de overclock. Ia-o pe asta. Am avut foarte mulți, cum se numește, power shards, nu? Da, foarte multe power shards-uri de-astea. Doar că, băi, nu prea se spawnează ăștia. Deci e dificil as fuck. Acum, hai să dăm aici drumul. Asta este butonul. Deci, a făcut, astea sunt, asta e, apropo, toată mișcarea asta a fost doar a lui Alin. Atunci pe live, practic, am făcut-o, mă rog, și după live ceva vreme. Avem 50 de motoare, avem 100 de encased industrial beam. Astea sunt destul de dificile de făcut, durează destul de mult de făcut. Astea sunt ușoare că avem o grămadă, astea sunt ușoare că avem o grămadă. Hai să apăsăm aici, să vedem ce ne dă la faza asta. Oil processing. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Aha! This is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Am înțeles. Și cred că cu țevi voi transporta uleiul, adică petrolul. Ok, gotcha. Și practic cred că ce trebuie să facem e să punem un oil extractor pe sursă, după care să punem o rafinărie care va prelucra, bineînțeles, uleiul în carburant sau ceva. Normal extraction rate 120 de metri cubi, oil per minute, deci clar avem aici conexiunea, scuze, de țeavă. Ceea ce e super tare. Allows fluids to be transported 100 de metri. Ports can be built on oil node to extract crude oil. Ok, frumos. Și rafinăria refines and shallows fluids to be transported. Contains both a conveyor belt and pipe input and output to allow the automation of various recipes. Ok, asta este absolut genial. Ceva ticheta am mai făcut și noi pe aici. Un picuț pe aici, pe acolo. Se pare că avem 4 cupoane, o să mai lăsăm aici să funcționeze. În momentul de față băgăm marafeți ăștia. Și după cum bine vedeți, funcționează foarte bine. Avem așa, fiți atenți, 60, mai vin 4. Ia uite, deja a scăzut, ne-a luat peste 60. Deci destul de bine. Când o să ne permitem, o să schimbăm și resursa să băgăm ceva mai scump. Dar deocamdată o să o ținem așa. Iar aici pe partea asta, eu vreau să fac o zonă ceva mai encapsulată. Să fie un picuț mai estetică. Și cum pe partea asta avem totul la nivel, aș putea, de exemplu, să folosesc pereți. Și pereții ăștia sunt foarte estetici. Avem, ia să vedem, build mode zup, ok. Și putem pe verticală? Se pare că putem. O să intre puțin tel prin pereți, aș putea spune, da, ok. Ește fain. Ia. Yeah. Curiți după aia cum arată de sus și dacă mă încurcă pe mine cumva. Deci eu nu cred. Ok, a mers și acolo destul de bine. Aude cum arată. Băi, ce aveți? Arată foarte bine. La fundație de asemenea o să mai fac aici o prelungire. Așa, mi-e foarte teamă că voi cădea. Asta este singura chestie. Îmi este teamă. Ce nu mai am? Nu mai am concrete? Oh, man. Hai să mergem să mai luăm. God damn it. Pe partea de concrete o să trebuiască să mă bag acum. Acum că am rezolvat. Opa, tu ce cauți aici? Așa. Bun, și cu excepția faptului că se negrește totul, se întunecă maxim totul, băi, cred că o să arate foarte mișto. Iar aici pe partea asta, stai așa să mă... Stai pe peretele, nu pot să-l fac pur și simplu?
Hei, și aici am trebuie concrete. Ok. Ia fi atent. Da, hai să luăm niște beton. Hai să luăm niște concrete să scăpăm de toată treaba asta. Concretul iese pe aici. Ala a fost. Bun. Iar aici cred că aș putea să îmbrac toată zona asta. Mă gândesc, tubul ăsta am să-l elimin pentru că vreau să fac la fiecare etaj. Cred că ar fi foarte ok așa. Și dacă băgăm așa, fii atent ce frumos facem. Iau pasta. Iau pasta. Și așa lăsăm practic liber să și vedem, știi? Ceea ce e super ok. Bun. Și în partea asta. Aici se pare că mai arată cu verde. Dar îmi iese, după cum bine se vede, și mă supără treaba asta. A, ba nu, nu-mi iese. Mai încape unul? Da, mai încape. Ok, acum am văzut că îmi încape până sus. Și l-am lăsat cu unul mai devreme. Mai încapea și mai sus. Dar acum e și mai ușor, că după aia facem asta, fii atent. Ce nu mai am? Am tot, da? Ala este, mă, fraților, ia uitați-vă acum. Am pus peretele ăsta aici și așa arată într-adevăr o fabrică, băi. Un Gigafactory, păi ce vorbim. Așa, în partea asta o să extinde un picuț. O să fac platformă pe peste tot. În zona asta de crevasă ce-o fie. Deci pe peste tot o să vedeți doar o platformă imensă. Și uitați-vă cum arată în momentul de față fabrica noastră și cu output-ul la vedere. Autele. Acum pe interior eu ar trebui să am niște lumini. Acum dacă mai am nevoie și de alte lumini, ei bine, voi mai adăuga. Acum cu scările, cred că le voi elimina pe astea. Bun, deci pe interior pe aici se vede, ok, se văd lucrurile de la luminile pe care le-am pus sus. Numai că acum regret că n-am pus și în alte părți și cred că ar trebui să punem. Putem să punem mai multe? Să fie un picuț și mai iluminat. Ia, dacă pun pe aici. Da, se pare că merge. Deci nu prea contează cum o punem. O punem așa odată. Așa odată. Odată așa. Aici nu știu ce atinge. No idea, dar știu că avem un control panel fix pe undeva. Cred că l-am mutat alin pe ăsta. În fine, hai să le pornim pe astea. Mai avem putere de conectare? Nu cred că mai avem. Dar o să pun unul în mijloc, uite aici. Și pe ăsta o să-l conectez. Ar trebui ca la ieșire aici să avem putere de conectare. 7 din 7! Well, șetulețus? Well, that is no bueno, man. Iau pe asta. Hai să punem unul aici. Ok. Și o facem foarte rapid. Îl voi conecta pe ăsta. Deci asta duce aici. Am stricat-o? Nu, am stricat-o pe aia. Mă mișc repede. Ce-am stricat, mă? Alta? Asta trebuie să o stric. Asta! Bun! Repede! Bum! 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 Gata! Am rezolvat-o! Cred, sper. De aici mai băgăm încă una și de aici băgăm toate luminile. Nu știu dacă ați înțeles exact ce s-a întâmplat aici. Practic nu aveam curent electric și a trebuit să trag mai multe. Așa, iar asta o voi pune aici. Acum le avem la maxim și cred că ar mai trebui încă una pusă aici, dar vreau să văd dacă e nevoie. Bun. Avem iluminat în mare parte cam tot. Aici voi face niște scări, că nu-mi plac platformele astea. Deși ele sunt întrebuincioase, nu prea îmi plac mie așa estetic. Și aici se pare că unde am încapsulat eu, băi, se vede ok. Nu e excelent, într-adevăr, nu este excelent. Dar de afară se vede foarte curat, foarte clean. Și cred că ajunge și la FPS, mă gândesc că din moment ce ascund tot mecanismul, adică nu văd de ce nu ar funcționa treaba asta. Aici sus de tot de asemenea, va trebui să facem o chestie faină. Și sunt foarte multe lucruri de făcut aici, dar eu cred că voi alege modern railings. Cred că astea o să-mi iau foarte multe resurse să fac, da, deja îmi consumă extraordinar de mult. Abia mi-am permis două. No bine. Bun, hai jos.
Ai jos că o să mă întorc cu niște resurse. Și fraților, astea sunt progresele uimitoare pe care le-am făcut noi pe live. Și bineînțeles, acum că avem power shards-uri, putem să facem în continuare. Înainte să închidem, vreau să vă arăt de planul meu pe care îl vom aborda în episoadele următoare, bineînțeles. Cu puterea, vreau să văd puterea. Avem așa. Avem consumatori 1000 și producția mea e de 935. Logică, consumul curent este relativ mic, dar dacă consumul curent ar fi la maxim de 1000, eu nu aș putea face față cu producția. Așa că cumva mie îmi place să fac și overkill. Așa că am făcut o bandă nouă în partea asta. Și țineți-vă bine, pentru că pe aici vom trage curent electric de unde? Dacii din apă. Ia fiți atenți la chestia asta. Avem un lac imens pe care deja încep să pun niște extractoare de apă. Ia uite-le cu alea așa. Și încă nu sunt setat pe ele. Caut totuși o posibilitate de a crea o zonă de fabrici în staff. Și cred că mi-am creat în minte un design și cred că am să fac, pentru că este apa atât de mare în partea asta, cred că am să fac și centralele tot pe aici, pe undeva. Pe ele cred că le voi prelungi peste cascadă și aici voi păstra decât pompele de apă, pe care, bineînțeles, am început să le plasez deja și voi plasa și în partea aia, deci vreau să facem aici o sursă de electricitate, practic aproape infinită, ce să mai. Bun, fraților, mă duc la treabă. În continuare să aranjăm pe aici, ce frumos arată acolo Gigafactory-ul meu de metal, fraților, de metal. Și noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Până atunci, v-am salutat, numai bine, pa, pa!